Copy me. Bine ați venit la încă un video unde veneam la încărcarea de din video trecut. Acum am încărcat și mergem către punchiera să alimentez și să mă bag la pauză, pentru că ajunge pe azi, m-au ținut ăștia prea mult. Nu mai vreau să mă duc niciunde. Să văd cum urc panta asta, pentru că va fi un pic dificil. Am tonaj foarte mare. Și e un pic nasol pe aici. Am încărcat cupru, fire de cupru. Mă rog, sunt nefoliate. Pe următoarea stradă, virați la dreapta. Dar nu s-ar opri ei un pic, ei sunt coborâre, probabil sunt și goi, dar nu s-ar opri să te lase să urci, să nu pierzi demarajul. N-ai cu cine. Să trag un pic perdeaua să nu vină peste cameră. Facem căldura un pic mai mică, pentru că afară sunt 21 de grade aici în munte. Apoi să vedeți când ajungem jos în lângă mare. Virați la stânga. Ceva mașini de acolo. Dar le strecurăm și noi pentru ele. Cumva. Am de coborât ceva munți până pe AB7. Dar asta este, așa ușor, ușor, ușor ajungem. Mă uitam în oglindă ciudat, pentru că sunt liniile, punctele astea așa cu negru și în oglindă se vede ca și când de aici nu le văd. Dar în oglindă le văd negre, am crezut că de la mine picură ceva.
Da. Intrați în sensul girator și părăsiți la a treia ieșire. Urmă, încadrați-vă pe banda dreaptă. Mașină, program, sau
stați la dreapta. Ați depășit limita de viteză. 350 de metri. Intrați în sensul girator și părăsiți la a doua ieșire. Intrați în sensul girator. Și părăsiți la a patra ieșire. Cer scuze, dragilor. O suna maica mea și ne. Nu pot să nu-i răspund că ne auzim din Arâmpeaști. Ați văzut și vă un pic traseul, nu a fost cine știe ce. Pe C25 ăsta o să mă duc până pe la Girona. După care AP7 până la ieșirea 2 la Junchiera. Marfa e pentru Italia. Mă duc ca descarc, nu mâine, poi mâine descarc în Italia. Pe la Ravenna. Și na, ce să vă zic? V-am umplut video cu vorbirea mea la telefon. Dar ne auzim la video-ul viitor. Vă salut cu respect, grijă de voi și numai bine. Ciao!